Bine ai venit pe canalul Adevăruri Secrete. Dacă ești pentru prima oară aici, nu uita să te abonezi la canal și să apeși clopoțelul pentru a fi primul care află de următoarele noastre documentare. Pentru astăzi am pregătit pentru voi ceva foarte, foarte interesant. Maica Domnului și șerpii Maicii Domnului de la icoană. Șerpii Maicii Domnului reprezintă o minune deosebită pe care Maica Domnului o săvârșește anual în vremea postului Maicii Domnului în insula Kefalonia. Insula grecească Kefalonia este cea mai mare dintre insulele ionice. Stâncile grecești, ce se înalță brusc din apele albaste și transparente, alcătuiesc locul ideal pentru o viață liniștită și senină. Mici sate, case modeste, ruinele unui oraș antic și câteva lăcașuri de cult sunt doar câteva din frumusețile acestei insule. Recent, Kefalonia a fost numită Insula Contrastelor, căci pe aceasta ruine romane, venețiene și bizantine se înghesuie unele între altele de-a lungul plajelor însorite. În fiecare an, în luna august, în postul adormirii Maicii Domnului, când creștinii prăznuiesc schimbarea la față, pe data de 6 august, și adormirea Maicii Domnului, pe data de 15 august, un număr însemnat de șerpi mici apar în jurul bisericii și a clopotniței din localitatea Marco Polo. Satul Marco Polo este situat pe o colină în partea de sud a insulei, la aproximativ 30 de kilometri în afara orașului Argostoli. Este un sat frumos și istoric, important pentru Kefalonia, dar nu este frumusețea lui care face ca mii de oameni să-l viziteze în fiecare an. Motivul este templul lui Panagia, sau Fecioara Maria a Șerpilor, care se află în acest sat. Anual, în ziua de 6 august, când se prăznuiește schimbarea la fața Domnului, o specie unică de șerpi, lungi de 60 de centimetri și însemnați cu o cruce albă pe cap și pe limbă, apar în jurul vechii biserici, din localitatea Marco Polo. Șerpii vor dispărea iarăși în chip minunat după slujba săvârșită în ziua de adormire a Maicii Domnului. În timpul slujbei săvârșite pentru Maica Domnului, șerpii intră în biserică, umplând tot locul. Se urcă pe icoane, se încolocesc în jurul sfetnicelor, stau pe credincioși și în sfântul altar. Există o emoție generală legată de apariția acestor șerpi, nu atât pentru vreun potențial pericol, cât pentru faptul că dacă aceștia nu vor apărea în perioada amintită, ceva rău se va întâmpla în regiune. Astfel, în anii 1940 și 1953, când șerpii nu au fost prezenți la biserica din Marco Polo, au avut loc războaie și calamități naturale, inclusiv câteva cutremure pe insulă. În anul 1924, când Biserica Ortodoxă din Grecia a adoptat, împreună cu celelalte state creștine, calendarul îndreptat, nou, mulți au așteptat să vadă de vor mai apărea sau nu șerpii Maicii Domnului. Apărând șerpii, ca în fiecare an, creștinii au înțeles că Sfântul Sinod este în măsură să hotărească asemenea lucruri administrative. Această biserică a fost zidită pe locul unei foste mănăstiri distruse de turci, precum și de un cutremur în anul 1953. Tradiția locală, bazându-se mai mult pe legende însă, spune că în momentul în care mănăstirea a fost atacată de pirați, cândva în anul 1705, maicile s-au rugat Maicii Domnului să le transforme în șerpi, spre a nu fi luate prizoniere sau batjocorite. Rugăciunea acestora a fost ascultată, iar pirații s-au înfricoșat de vederea șerpilor. Șerpii Maicii Domnului, având capul însemnat cu o cruce, precum și limba în formă de cruce, aparțin clasei de șerpi numită și șarpele pisică european. Acești șerpi intră în biserică în vremea slujbei, iar nu oricând, arătând o blândețe deosebită față de creștinii din interior. Imediat ce slujba se termină și Sfânta Liturghie i-a sfârșit, șerpii devin oarecum agresivi, ei ieșind din biserică și întorcându-se în pustiul din zonă. Oricât ar fi căutați aceștia, ei nu vor putea fi găsiți până anul următor. Aspectul șerpilor este un fenomen miraculos și inexplicabil, dar pentru credința ortodoxă greacă, supunerea șarpelui, acestui dușman la oameni, la harul Fecioarei Maria, este cel mai mare miracol al tuturor. Prezența șerpilor, tocmai între cele două sărbători ortodoxe atât de importante, a făcut credincioșii să creadă că este vorba de un miracol, să ia în biserică și să vadă prezența lor drept un semn că urmează un an bun.
Șerpii au fost un simbol puternic al regenerării și vindecării în Grecia antică. În trecut, șerpii inofensivi erau plasați în camerele celor bolnavi și răniți, de aici și tija lui Asclepius, simbolul medicinei. Cei de la Cefalonia sunt văzuți ca un semn divin și un miracol al Fecioarei Maria. Întrucât șerpii sunt foarte mici și există riscul să fie călcați în picioare de mulțimea de turiști și pelerini soțiți la festivalul din perioada 14-15 august, localnicii îi adună din timp și îi duc în biserică, în saci sau borcane și depozitează în apropierea incoarei de argint Fecioara Șerpilor, cum o numesc ei. Tot în Cefalonia, în localitatea Pastra, crinii uscați de la icoana Maicii Domnului, aduși în fiecare primăvară de credincioși și păstrați de preoți, înmuguresc și înfloresc pentru a doua oară, împrăștiind un miros dumnezeiesc. Minunea se petrece în noaptea dinaintea binecunoscutei sărbători Adormirea Maicii Domnului. În câteva ore, tulpinele uscate dau naștere unor flori proaspete și strălucitoare. Este un adevărat miracol. Potrivit istoriei, icoana Maicii Domnului a fost găsită pe câmp de un țăran, slujitor al contului Lianus. Stăpânul a îndemnat pe țăran să ducă icoana la biserica Sfântul Dimitrie, dar noaptea a avut un vis care l-a cutremurat. În vis i-a apărut Maica Domnului, care l-a dojenit. De ce mă iei de la casa mea? Înfricoșat de mesajul divin, contele a dus icoana acasă, căutând să o protejeze. Se spune că el avea o fică bolnavă care nu se putea ridica din pat. Când a văzut icoana, fata s-a ridicat în picioare, s-a închinat și a fost tămăduită pe loc. Atunci contele a ridicat o biserică în locul în care fusese găsită icoana. Țăranul care o găsise a adus la altar un crin, floare pe care o culesese de lângă icoană. De atunci, credincioșii din sat au păstrat tradiția de a culege crinii albi pentru Maica Domnului, iar credința lor a fost răsplătită cu un miracol. Ca o dovadă că Dumnezeu există, iar minunile sunt întotdeauna pentru vindecarea sufletului. Nu uita să ne lași un mesaj, să ne spui dacă ai fost la Șerpii Maicii Domnului. Până data viitoare spunem la revedere și nu uita să te abonezi și să apeși butonul de subscribe. Toate cele bune!